Eu am avut privilegiul să-l cunosc pe Nicolae Steinhardt, care devenise cel mai bun prieten al tatălui meu după ieșirea de închisoare. Se cunoscuseră în detenție și îi lega o prietenie pe care numai suferința și solidaritatea o pot face de neclintit. Nicolae Steinhardt, ca și tatăl meu, a fost extrem de bolnav în detenție, tata de tuberculoză și Nicolae Steinhardt de foarte multe afecțiuni a suferit, așa încât mai mult stătea la dispensarul închisorii și pe patul de suferință, a primit de la tatăl meu într-o zi o pâine, deoarece tatăl meu încercase să se abțină de la porția lui zilnică pentru a-i da prietenului său o pâine întreagă, ceea ce atunci era un lucru rarisim, era și acest gest l-a impresionat atât de mult pe Nicolae Steinhardt, încât când s-a întors din închisoare, primul drum l-a făcut la noi acasă pentru a-i mulțumi tatălui meu pentru acea pâine. De asemenea, știu că în închisoare, din discuțiile pe care le-am avut cu tatăl meu, care era foarte credincios, Nicolae Steinhardt s-a hotărât nu numai sub influența tatălui meu, ci și a preoți care erau alături de el în detenție, s-a hotărât să se boteze. Când tatăl meu a murit, Nicolae Steinhardt a venit să vegheze toată noaptea și a citit din psalm și m-a rugat să învăț rugăciunea inimii, pentru că spunea că numai așa putem să îl ajutăm pe cel de-abia dus dintre noi să se elibereze și să-și înalțe sufletul la Domnul. El, Nicolae Steinhardt, a numit pe tatăl meu într-o scrisoare către Virgilie Runca drept Îngerul lui și subliniez acest lucru pentru că prietenia lor le-a dat putere și unuia și altuia să reziste în închisoarea mai largă, care era lumea în care ieșiseră din detenție. Pot să vă spun că eram foarte tânără când a venit la noi prima dată. Era mică statură, subțire, cu o lumină extraordinară în ochi. Totdeauna zâmbea. Avea o bucurie care n-aș lega de o anume întâmplare. Era o bucurie pe care o căpătase în închisoare, prin suferință, și acea bucurie era cu atât mai trainică, cu cât devenise un mod de a fi. A fi bucuros, chiar indiferent de cenușiul zilelor, este un lucru extraordinar. El spunea, și aceasta era vorba lui, când era între prieteni, când era cu noi, spunea, aici era eu pe pământ.
aceste cuvinte pe care tot le repeta, m-au surprins la început, până când am dat seama că raiul pe pământ pentru el însemna o comunie sufletească cu cei pe care îi iubea, pe cei pe care îi lumina prin prezența lui. Era un om de o mare modestie. Trebuie să știți că seratele care aveau loc în casa noastră erau, să spunem, în aparență luminate de prezența lui Alexandru Paleologu, care era și prieten cu tatăl meu. Alexandru Paleologu era un om mult mai volubil, mai spectaculos din punct de vedere al prestației, să spunem, intelectuale. El era vedeta celor se, unde veneau prietenii precum criticul de artă Teodore Nescu, arhitectul Nicolae Rădulescu, ultimul martor al și membru al Duhului Aprins. Veneau doctorul Silviu Munteanu cu familia. Dar Nicolae Ștancar totdeauna stătea într-un colț, nu spunea nimic, îi asculta pe toți cu o fervoare care mi se părea extraordinară, pentru că deși el nu vorbea, era atât de prezent și a asculta cu tot sufletul tot ce se spunea, încât avea impresia că vorbise tot timpul, deși nu tăcea. Participarea lui și prezența lui era atât de specială pentru oricine n-ar fi cunoscut, deoarece atunci când vorbeai cu el, el te punea în centrul universului său. Devenai persoana pe care el o asculta cu o atenție mărită și în acel moment lumea din jur dispărea. El avea această putere de ascultare, este un talent, dacă nu un har, să asculți. Pentru că de vorbit, mulți vorbim, dar câți știm să ascultăm? Ori el avea acest har al ascultării. N-aș spune că era un om tăcut, dar în acele seri, lui îi plăcea mai mult să asculte și să-i pună în valoare pe ceilalți. După ce s-a retras la Mănăstirea Rohia, l-am văzut din ce în ce mai puțin, însă ultima noastră întâlnire care a avut loc la universitate, într-o zi de iarnă plină cu băltoace, cu noroaie, l-am întâlnit întâmplător la colțul străzii. Și m-a uimit lumina de pe chipul lui, care părea că venise din altă lume, avea o strălucire pe figură și în ochi, și era extrem de fragil. Dar era numai suflet și am avut o discuție cu el foarte interesantă. Eu atunci eram preocupată, fiindcă, după cum știți, am fost profesoară de literatură engleză și am predat Shakespeare. Și atunci eram foarte preocupată de drama Otello. Și așa, la colțul străzii, m-am întrebat dacă s-a gândit vreodată la semnificația numelui Desdemona, în care eu vedeam cuvântul demon, Desdemona, și ce ar însemna pentru el semnificația acestui nume, la care el, care intra imediat în pe aceeași
și lungime de undă cu vorbitor, mi-a spus de la numele Otello Montebuț, care e cu cuvântul Hen, care înseamnă iad. Și am rămas destul de surprinsă și mi-a spus că este o dramă de demonizare și de regândire a răului. Această discuție la colțul străzii mi s-a părut extraordinară, fiindcă în câteva cuvinte el a schițat o dramă spirituală de o amplitudine la care nu mă gândisem. Trebuie să vă mai spun că în anii 70 el a început să scrie jurnalul fericirii la Mănăstirea Bălatic, unde petreceam vacanțele, iar tatăl meu a fost probabil printre foarte puținii care au știut că scria, pentru că el îi citea tatălui meu din această carte. N-am știut niciodată ce scria, era un secret între ei. Tata, atât am spus, Nicu, scrie o carte de mai bunănită. Am întrebat despre ce, zice, nu pot să spun încă. Și era între ei o complicitate, să spun, iluminată, pentru că fiecare din întâlnirile lor pleca cu o flacără în suflet. Și cum bine a spus Steliată Lase, într-o alocuțiune, jurnalul fericirii a răzbunat pe toți cei care n-au mai putut să scrie, n-au mai avut curaj să o facă sau li s-au distrus manuscrisele în acele timpuri. Deci jurnalul fericirii este, de fapt, o răzbunare în sens noician, aș spune. Răzbunare, spune noi, care este aducerea binelui după ce s-a făcut rău. După răul care s-a săvârșit. Deci răzbunare. Întoarcerea binelui și poate că aici avem, de fapt, motivul pentru care acest om extraordinar a putut scrie o carte care a întors tot răul într-o fericire sufletească. Vă mulțumesc!